Și sunt demersurile făcute în această privință. Și nimeni nu răspunde pentru acest lucru. De ce? Pentru că cineva s-a împărțit cu cineva? Nu merge. Și nici nu trebuie să meargă acest lucru în continuare. Eu vreau să vă întreb, de ce cei care se fac nemijlocit responsabili pentru eliberarea autorizațiilor de construcție, certificatelor de urbanism și tot așa mai departe, nu răspund astăzi în fața legii, pentru că au încălcat grav drepturile cetățenilor? De ce funcționarii care se fac vinovați de licitațiile trucate astăzi nu răspund în fața legii? Ori noi avem doar în baza raporturilor curții de conturi sute de milioane de lei care au trecut pe alăture într-un format în care n-ar fi trebuit să treacă. Și licitații trucate de la transport și finalizând cu multe alte lucruri importante. De ce astăzi cei care au reparat Ștefan cel Mare și astăzi bulevardul ăsta arată oribil, nu răspund pentru faptul că lucrările s-au făcut prost? De ce banii pentru aceste lucrări nu sunt întoarse? Nu sunt întorși? De ce pentru multe alte lucruri care se fac de vină, nu contează că este în Chișinău sau în Bălți sau în altă parte, nu răspund cei care trebuie să răspundă. Eu voi vota acest proiect de lege în ambele lecturi, alături de fracțiunea pe care o reprezint. Pentru că odată și odată oamenii se recapete speranța că problemele lor pot fi rezolvate, iar justiția poate fi de partea lor. Și nu de partea celor care fură, nu de partea celor care distrug, nu de partea celor care nu au responsabilitate în fața oamenilor. Eu vă mulțumesc și neapărat vom vota. Mulțumim, stimați colegi, acestea au fost luările de cuvânt. Conform propunerei Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, se propune pentru a fi votat în prima lectură proiectul de lege, inițiativa sub numărul 193 din 13 septembrie 2019. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți în sală. Stimați colegi, acum am două anunțuri. În adresa președintelui Parlamentului au parvenit de la Procuratura Generală două cereri. Eu am să dau citire cu permisiunea dumneavoastră și ulterior am să transmit în Comisia Juridică Numiri și Imunități și am să-i rog să convoace în ședință astăzi doar solicitările. Cerere privind incuviențarea ridicării imunității parlamentare. Solicit ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Tauber Marina Alexandr. 2. Încuviențarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Tauber Marina Alexandr. Și a doua cerere, tot de acest gen, solicit ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Apostolova Regina Vladimir. 2. Încuviințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Apostolova Regina Vladimir. Cu respect, Procurorul General Interimar Robu. Domnul Litvinenko va transmit aceste două cereri. Solicit să convocați, domnul Litvinenko, solicit să convocați, vă rog să vă apropiați, să convocați ședința, conform regulamentului, să convocați ședința Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. De ce eu vă rog, de asemenea, dat fiindcă ați avut și propunerea să examinați pentru lectura a doua, rog să convocați de urgență ședința Comisiei. Eu, stimați colegi, propun pauză pentru o oră jumătate. Ne convocăm la ora 16:30 de minute. Domnul Litvinenko, ați vrut ceva să menționați. Da, domnul Litvinenko, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. De procedură, în raport cu deputații în privința cărora se solicită ridicarea imunității, vreau să invit pe acești deputați acum în 10 minute în biroul 615 unde va avea loc ședința comisiei, pentru conform regulamentului acești deputați urmează a fi ascultați.
Da, deci ei urmează.